Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Secretelor Sănătății. În această emisiune am să vă prezint un ghiveci care se conservă pentru iarnă și îl avem gata făcut pentru iarnă, numai desfacem borcanul și îl consumăm. Pentru acest ghiveci avem nevoie de ceapă. Dacă vreți să faceți mai mult, rețeta este 1 kg de ceapă, 2 kg jumate de ardei roșii și verzi, așa, o jumătate de kilogram de roșii descojite și tăiate mărunt și 200 de grame de orez fiert. Cum o procedăm? Ceapa se taie mărunt. Prima dată se curăță ceapa și se taie mărunt și se pune pe foc. Eu am făcut-o în prealabil ca să nu stăm prea mult în direct. Deci ceapa este înăbușită. Nu se pune ulei deloc. Deci se pune ceapa cu puțină sare, ea lasă apă și în apa aia ei se înăbușă până când se sticlește, ajunge să se sticlească. Când este sticlită deja, se pune ardeii. Deci, ați observat, ceapa este cu sare, atât am pus puțin sare și ceapa. Acum, se pot pune ardeii. Deci nu punem deloc apă, pentru că ei lasă apă și ardei și ceapa. Deci ardei roșii și ardei alb, ca să fie cât mai colorat. Arată bine, este foarte frumos colorat. Lăsăm să se moaie bine cu ardei. Deci ceapa se face înainte, se pun ardei, după ce ardei se moaie, se adaugă roșiile. Și la final, când e gata, adăugăm orezul prea fiert, adică nu fiert de tot, ci de jumătate fiert. Și îl vom adăuga în final, ca să nu se fructească și să se motocolească tot în ghiveci. Deci acum lăsăm să se facă și ardeii. Va trebui puțin să așteptăm până ce se fac și ardeii. Ceapa este deja făcută, ardeii se foarte repede se moaie. După ce s-a muiat, se pun roșiile și ghivecul este gata. Pe urmă îl punem în borcane, îl capsăm cu capace noi. Asta este foarte important, pentru că din cauza că se strică conservele, nu folosim capace noi. Deci trebuie capac nou. Chiar dacă el arată bine, garnitura lui este fisurată, deci lasă aer. Vom pune capace noi și le vom da la dus 40 de minute. Deci acum așteptăm să se facă. Deci, s-a muiat bine și ardeiul. Miroase foarte bine, vedeți, nu scapă cu ardei, miroase foarte bine. Punem roșiile. Lăsăm să mai meargă și cu roșiile până când și roșiile lasă apa și se moaie bine. Deci să fie făcut, să fie gata. Deci, lăsăm puțin și cu roșiile. Între timp ne pregătim borcanele și anume borcanele bine strate, nu trebuie uscate în cuptor, foarte multă lume zice că le sterilizează în cuptor, nu, pentru că aici avem soluția poată. Dacă pe borcan rămâne puțin apă, nu e nicio problemă. Deci ele trebuie să fie bine strate, se pun pe scurt și capace noi. Acum o să punem orezul. Vedeți că deja e făcut. Roșiile mai lasă puțin apă. Vom adăuga și orezul și apoi le punem în borcane și le dăm la dus 40 de minute. Să știți că este un ghiveci deosebit de gustos și iarna desfacem borcanul și se poate consuma direct, deci fără să mai adăugăm ceva. Acum s-au dus și roșiile, nici nu se mai văd departe. Deci gata. Ghiveciul gata. Putem pune orezul, adăugăm orezul. Orezul este de jumătate fiert, deci ca să rămână bol. Pentru că se deși la dus și orezul se mai umflă și la dus. Se gustă dacă e destul de sărat. Nu se pune deloc ulei. Bine că mi-am amintit ca să vă spun. Deci nu se pune ulei deloc. Ulei punem iarna când îl consumăm. O punem parfria ulei presat la rece. Deci nu punem uleiul. Amestecăm bine cu orezul. Să
Miroase extraordinar de bine. Miroase a ghivec așa bun, bun de tot. Uitați ce bine arată. Și acum o să-l punem în borcane. Așa după cum am spus. Deci îl fierbem 40 de minute în borcan. După ce se fierbe în borcan, uitați ce bine arată. Foarte frumos colorat, cu tot felul de ardei. De mult material. Dacă avem câțiva ardei care s-au opilit sau avem repede punem ceapă, câțiva ardei, ați observat că nu-s mulți, 2-3 borcane și le punem în cămară. Și uite așa, până se termină sezonul de toamnă, o să avem și cămara plină. Deci, ăsta, așa arată ghipeciu. Îl batem ca să se așeze. Se închid cu capacele. Și se dau la dus. Deci asta este ghiveciu. Ați văzut? Și foarte rapid se face și foarte gustos. Aici pot să vă arăt ghiveciu care l-am pus deja și care deja este dat la dus. Și este și etichetat 2012 ghiveci. Și pe ăsta o să punem etichete, numai că m-ar trebui să-l dăm la dus. Deci acesta este ghiveciu pentru iarnă. Ardei, ceapă și orez fiert, prefiert, adică puțin fiert. Pentru această seară, atât, încercați acest ghiveci, puneți câteva borcane și vedeți că nu se strică, stă foarte bine. Esența, secretul acestor conservate este să avem capace noi. Eu vă mulțumesc, vă doresc spor la treabă în această toamnă, cât mai multe conservate pentru iarnă, ne așteaptă iarnă destul de grea și cu foarte multe produse scumpite, care deja au început să scumpească, așa că va trebui să ne punem conserve ca să avem pentru iarnă. Vă mulțumesc, la revedere, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare!